Managerul Muzeului Municipal Ștefan Dumitrache are o idee interesantă. El vrea să amenajeze la muzeu o expoziție cu produse fabricate odinioară la celebrele fabrici Electroargeș și Arpo din Curtea de Argeș, produse cunoscute în toată țara și nu numai. Vrem să facem două mici expoziții dedicate în totalitate unei perioade frumoase a Curții de Argeș, atunci când Curtea de Argeș a avut o industrie deosebită, și mă refer la Electro Argeș, care producea lucruri de care se știa nu numai în țară, ci și în străinătate, obiecte de uz casnic extrem de folositoare. Nu trebuie să se uite că Arpo a fost o întreprindere de referință a țării, pentru cine nu știa, a fost făcută cu asistență tehnică din China și Curtea de Argeș a fost o fabrică de porțelan extraordinară. De asemenea, fosta echipă de fotbal a orașului, Electronistul, va avea propria expoziție la Muzeul Municipal. În camera alăturată ne-am gândit să legăm de altfel de Electro ce a fost echipa de fotbal, Electronistul, Curtea de Argeș, da? Că în fond erau legate cele două entități. Și aș apela la cetățenii din Curtea de Argeș să ne aducă nu numai fotografii, ci și dacă obiecte, un fanion, o insignă, un tricou poate mai păstrează cineva, în așa fel încât Electronistul să rămână în memoria locuitorilor Curții de Argeș. Managerul muzeului face un apel la argeșenii care au astfel de obiecte să le doneze muzeului. Vreau să apelez prin intermediul dumneavoastră la cetățenii orașului care au obiecte fabricate în perioada aceea la Electro Argeș. Nu știu, râșnițe, uscătoare de păr, aspiratoare, tot ce se făcea la Curtea de Argeș, aeroterme. Dacă pot să vină să ni le doneze, pentru că vrem să dedicăm o astfel de sală industriei din Curtea de Argeș și o consider Electro Argeș o industrie de referință, chiar și eu voi face o donație pentru că am niște bibelouri de Arpo și vreau să le aduc la muzeu, să le donez muzeului pentru a vedea și cealaltă mare întreprindere a orașului. Expoziția se adresează tinerilor care nu au trăit în acea perioadă și știu foarte puține lucruri, dar și turiștilor care nu sunt din Curtea de Argeș, dar au avut acasă obiecte produse aici. După ce lucrurile vor reveni la normal din punct de vedere al crizei sanitare, expoziția va deveni itinerantă. Am vorbit deja cu câțiva colegi de muzee, am vorbit la Vaslui, am vorbit la Nicolae Bălcescu, am vorbit chiar și la Pitești, am vorbit la Zalău, toți cei care ne vor primi la Botoșani, noi ne vom duce. Avem prieteni buni la muzeele din țară, poate la Reșița avem acolo o deschidere foarte bună. Este probabil prima expoziție de acest gen din țară, iar organizatorii se așteaptă să fie un succes.